Deschidem seria evenimentelor culturale a lansărilor de carte aici la Târgul de Carte Gaudeamus, la standul editurii Herald, cu primul eveniment. M-am întârziat câteva minuțele. Este vorba despre prezentarea volumului multilingv de poezie Dacă, de Elena Liliana Popescu, dedicat în memoria profesorului Nicolae Popescu, membru al Academiei Române. Doamna Elena Liliana Popescu este poetă, traducătoare, a tradus din Ramana Maharishi, un mare maestru spiritual despre care noi vom vorbi în cadrul următorului eveniment de la orele 17. Și, cum spuneam, doamna Elena Liliana Popescu, poetă, traducătoare, profesor universitar, dânsa are alături de domnia sa prieteni, invitați. Este vorba despre domnul Caius Dobrescu, domnul Cristian Schenk, doamna Anca Irina Ionescu, domnul Dan Angelescu, Oso Appelvist, Dușița Ristin, Joan Linas, doamna Mihaela Albu, dacă a venit între timp, doamna Simona Grația Dima și începem acest eveniment. Deci, cum spuneam, prezentarea volumului multilingv de poezie Dacă, de Elena Liliana Popescu. E puțin prea sus. Vă mulțumesc cu participarea dumneavoastră la acest eveniment. De un poem care a generat o carte. Deci este vorba despre o carte-poem sau un poem-carte, cum doriți să îi spuneți când vă referiți la ea. Este o reprezentare sau o rodnică solidaritate poetică care a reușit să realizeze acest volum. Sunt 80 de limbi, în limba română original, și 79 de traduceri. Aș vrea să îi dau cuvântul domnului profesor Cristian Schenk, care va trebui să plece la un moment dat și de aceea este bine să și este și invitat al nostru venind din altă țară, din Germania. Da, vă mulțumesc. Cred că prima dată ar trebui să citim poezia în limba română, ca să se știe despre ce e vorba. O citiți dumneavoastră sau o citesc eu? Da, citiți. Da? Dacă s-ar putea vreodată să măsori nemăsoracul, să cuprinzi nemărginirea, să stai străbătând neantul, mai aproape, hai, să fii nici unul, nici altul, dacă s-ar putea vreodată, nefiind, să fii iubirea, desperând să-ți fii speranța, nevorbind să fii vorbit, negândind să fii gândit. Dacă s-ar putea vreodată, auzi neauzitul, să privești... Dacă s-ar putea vreodată să auzi neauzitul, să privești în nevăzut și să afli neștiutul, a urma iar începutul. Și în germană se intitulează Wenn. Wenn es irgendwann möglich wäre, das Unermessliche zu messen, die Unähnlichkeit zu umfassen, soll der Äther durchqueren, nicht die eine, nicht die andere, das Sein. Wenn es irgendwann möglich wäre, ohne zu lieben, sein, ohne Hoffnung sein, ohne zu sprechen, Sprache sein, ohne zu denken, Gedanke sein. Wenn es irgendwann möglich wäre, das Unerhörte zu hören, ins Unsichtbare zu schauen, das Unbekannte zu erfahren, wurde dann der Anfang folgen,
Asta a fost, vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Este vorba despre un care a apărut în anul 2009, pentru prima oară multilingv, în limba română și încă 41 de traduceri, deci a fost un volum în 42 de limbi. Între timp, sau bine, înțeles că și acele traduceri s-au adunat într-un timp destul de mare. A apărut inițial un volum intitulație în 1994. Volumul acela cuprindea poemul Dacă. Mai târziu s-a făcut o selecție din mai multe volume și a apărut un volum bilingv româno-englez în care Dacă de asemenea se afla. Volumul s-a intitulat Când de iubire s-o plav. Nu știu ce să fac. A apărut în anul 1999, după care el s-a tradus în mai multe limbi, printre care franceză, spaniolă, chineză, sârbă, engleză și mai este tradus în sardă, în maghiară, dar Dacă se afla în fiecare din ele, pentru că făcea parte din originalul român. Acum aș vrea ca să invit pe domnul profesor Caius Dobrescu să ne spună câteva cuvinte despre volum și pe parcurs mai facem cunoscute unele date despre istoria acestui volum, care s-a realizat, așa cum v-am spus, prin efortul, seriozitatea, generozitatea, talentul multor traducători, poeți, unii dintre ei, și care în felul acesta au contribuit fiecare dintre ei, pentru că este practic, nu pot să spun că este un volum al meu, ci este un volum al nostru. Cuvântul domnului profesor. Dacă doamna Popescu mă prezintă de profesor, să spun că am venit așa să-i prezint omagiu și susținerea ca vecin, că tatea mea, Valdata de Litre, este alături de Facultatea de Matematică, unde predă de mulți ani doamna profesor și pe care, fără îndoială, a marcat-o cu personalitatea, cu inteligența domniei sale. Și, bineînțeles, mă bucur că literele își au adepți complici, ca să zic așa, și de ceea ce ar părea să fie cealaltă parte a baricadei. Din păcate, în zona noastră literație, cred că sunt mai puțin care în secret așa să rezolve probleme de matematică, să încerce să rezolve cvadratura cercului, deși, mă rog, ar fi frumos și poate exemplul noastră ne stimulează să facem așa și Yang și dar de asemenea sunt aici ca să exprim susținerea noastră prietenească pentru doamna Elena Liliana Popescu din partea Asociației PEN România. Doamna Popescu este membră a PEN România și bineînțeles este membru pe care l-am primit cu toții în mijlocul nostru cu căldură și simpatie, printre altele și datorită acestei vocații, vedeți, internaționale, fiindcă PEN este o organizație internațională, s-a născut, așa am putea zice, acum aproximativ 90 și Simona Grația Dimaș este membru marcant al PEN România acum 96 de ani, nu? Exact, fiindcă PEN-ul românesc s-a creat aproape imediat după, deci are 95 de ani. Ok, și de când s-a creat are această aspirație să strângă la un loc scriitori și oameni care gândesc independent și care au pasiunea autoexprimării libere.
Deci cred că și cei care n-aveau o cunoaștere anterioară a volumului doamnei Popescu au înțeles că există această largă respirație globală, planetară, nu? Poemul Dacă, citit mai înainte de domnul Schenk, a reușit să facă în conjurul Pământului, probabil în ceva mai mult decât, mă rog, 80 de zile, cum spune un alt intermediar între litere și știință, nu foarte celebru, dar oricum l-a făcut și iată se întoarce după tot circuitul ăsta spectaculos, se întoarce acasă în această formă. Deci tot traseul este cumva rezumat aici, concentrat în acest volum pe care doamna profesor îl oferă cititorilor, nu? Deci chiar dacă este săracul, nu, obosit, transpirat, așa că ori globetrotter, nu, și după un asemenea efort uriaș, nu, cred că totuși se va bucura și se va regenera, nu, așa de simpatică publicului român. A plecat a colindat, cum spuneți dumneavoastră, sau a peregrinat, fără să fi plecat vreodată de aici. Da, în același timp. Da, iată un paradox, da, pe care paradox. Probabil dumneavoastră, ca logician, până la urmă, nu ați ce să-l puneți. Aș mai spune că o notă distinctivă în poezia doamnei Popescu este aceea că încearcă să se exprime un fond al sensibilității așa foarte inocent, fără conexiuni neapărat vizibile cu istoria, cu mă rog, competiția actuală a retoricilor poetice și a limbajelor poetice și a agendelor estetico-filozofice, că doamna Popescu dă la o parte, cred, aceste preocupări și încearcă să exprime ceva așa foarte spontan și genuin, probabil în contrapartidă cu foarte sofisticata sa competență științifică matematică, și se pare că reușește undeva să atingă acest fond foarte profund așa și originar cumva al sensibilității, dacă iată a rezonat în atâtea feluri și pe atâtea meridiane, nu? Deci dacă ne imaginăm meridianele așa ca pe niște strune, putem să ne imaginăm și mesajul domniei sale făcând așa un tur și făcând să vibreze așa ca la chitară, nu, strunele astea. Și atât că această sensibilitate inocentă și degrevată de sofisticarea retorică și de reflecție foarte pasionată și dramatică asupra limbajului și funcțiilor lui, deci această simplitate, spuneam, reușește să se comunice dincolo de granițele de barierele culturale, nu? Și totodată nu putem să nu observăm că tocmai poezia cu inocențele ei reușește să pună în lumină rețele globale, nu, forme de contact și comunicare de pe fața planetei, pe care de obicei le asociem cu business-ul, marketing-ul, piețele financiare, nu credem că rețelele care funcționează pe glob sunt în general de această natură. Cred că doamna Popescu se încearcă să demonstreze și cel puțin într-o măsură vizibilă și palpabilă reușește, nu, că de fapt rețelele globalizării sunt multe și iată și emoțiile primare, originare au acces la acest fenomen, nu, la această aducere împreună și aproape a oamenilor din toate colțurile, dacă putem spune așa, din toate colțurile sferei care este planeta, nu? Rezolvând în felul ăsta și cvadratura cercului, nu? Imaginat un cerc cu colțuri. Deci, încă o dată, un bun venit acasă, călduros acestui poem, care, așa cum spuneți, n-a plecat niciodată de aici. Și care el s-a apropiat de această simplitate despre care s-a vorbit și care
aș vrea să vă spun din experiență că drumul spre simplitate nu este așa de simplu. Este un drum care necesită un efort, pentru că drumul spre simplitate, dacă vreți, este o denumire a drumului către esența care se află în fiecare dintre noi și esența aceasta este comună tuturor și este independentă de spațiu și timp. Mă refer la persoanele care au citit-o și care au tradus-o și care au o altă cultură, tocmai pentru că această poezie s-a apropiat foarte mult de această simplitate care se găsește în fiecare dintre noi. În continuare, aș vrea să-i dau cuvântul doamnei profesor Ionescu, Irina Ionescu. Am vrut să vedem dacă se zic Anca Irina sau Irina Anca, Anca Irina Ionescu, și vă cedez microfon sau poate acela o fi mai bun, nu știu, trebuie să vedem. Bună seara și mă bucur că ați venit, vă felicit că ați venit, ați făcut foarte bine, a fost o alegere înțeleaptă, nu o să vă pară rău. Participați la un eveniment cu totul excepțional. Eu nu sunt poetesă, sunt traducătoare și profesoară de literatură. Am studiat literatura sub acest aspect, ca cercetătorul care se apropie de fenomenul literar și cu sensibilitatea necesară, dar mai ales cu instrumentele de cercetare. Am cunoscut-o pe prietena, cred că pot să spun acum, Elena Liliana Popescu, cu câțiva ani în urmă și m-a uimit prin această sensibilitate îmbinată cu rigurozitate. Foarte greu de îmbinat aceste două trăsături, totuși ea reușește. Și încă ceva. De obicei, poeziile, majoritatea poeziilor doamnei sunt poezii filozofice, dar și poezii de dragoste. Cum poți să scrii poezii de dragoste pentru un bărbat fiind femeie? Foarte ciudat, nu-i așa? Majoritatea operelor de artă, fie ele de arta cuvântului, de arta sculpturii, a picturii și așa mai departe, sunt opere realizate de bărbați pentru care femeia a fost model și sursă de inspirație. A jucat întotdeauna un rol pasiv, Pigmalion și Galateia, Laura, Berenice și altele. I-au inspirat pe acei mari poeți și ele au rămas în istoria culturii prin ceea ce au născut creatorilor. Dar iată aici situația inversă. O femeie care scrie și este îndemnată să scrie pentru un bărbat. Un fapt unic, aș spune eu, în istoria poeziei. Eu nu mai cunosc așa ceva, dacă o să aflu o să mă bucur, dar majoritatea poeziilor și literaturii este de obicei invers. Și spuneam că m-am apropiat de poeziile prietenei mele și cu instrumentele cercetătorului. Într-adevăr, toate poeziile pe care le citesc cu semnătura doamnei au o trăsătură distinctivă. În această literatură postmodernă, poezia folosește mult mai mult una din trăsăturile ei caracteristice, și anume imaginea poetică. Prin ce se deosebește un text poetic de un text în proză? Prin două elemente fundamentale. În primul rând, imaginea poetică, dacă nu are, nu este poezie, dar în al doilea rând și uneori, chiar mai important, prin forma poetică. De ce? Pentru că, după cum știm, poezia s-a detașat relativ târziu din complexul artelor muzicale, în care era întotdeauna prezentată împreună cu muzica. Deci, versul trebuie să aibă muzicalitate, trebuie să aibă ritm, trebuie să aibă rim. Altfel, nu întotdeauna face impresia de vers. În cazul prietenei mele, nu veți întâlni niciodată un vers alb, fără rimă, fără ritm, fără o dorință interioară, subliminală, aș spune, de a exprima ceva. Și iată, am să încerc să vă ilustrez acest lucru cu prima strofă din poezia pe care o aveți în față, da, pe care eu am în față, dumneavoastră nu aveți. Este un troheu, un ritm bisilabic destul de simplu, dar am să-l citesc așa cum se scandează versurile și veți vedea că nu are niciun defect.
dacă s-ar putea vreodată să măsori nemăsuracul, să cuprinzi nemărginirea, să stai străbătând neantul, să fii niciunul, nici altul. Observați că ritmul este respectat perfect. Ce înseamnă respectat perfect? Înseamnă că acolo unde trebuie să fie accente, uneori sunt, uneori nu sunt, și așa trebuie să fie, pentru că dacă ar fi întotdeauna, am avea de face cu un ritm metalic, mecanic al roților de tren. În schimb, ceea ce este esențial, nu apare niciun accent acolo unde nu trebuie să fie. Iar toate versurile au exact aceeași lungime de 8 silabe. Am întrebat-o dacă a făcut intenționat acest lucru și mi-a spus că nu. Într-adevăr, nu. Niciun artist, cred că, nu își face schema versului și pe urmă să o umple cu versuri. Aceasta vine de undeva, din lăuntru, din profunzimea inspirației. Din subconștientă, spunea Freud, și cred că avea mare dreptate, așa după cum pe un pictor nu poți să-l întrebi de ce ai pus aici un albastru mai deschis și aici un albastru mai închis, pentru că așa a simțit. Așa a simțit și colega mea, și pe lângă această perfecțiune a formei, care probabil ține și de formarea doamnei ca matematiciană, fără îndoială că trebuie să fie o legătură aici, deși și alți poeți au scris așa, dar aici spuneam în contextul poeziei postmoderniste, care nu mai respectă, nu prea mai există poezie de aceasta cu respectarea canonelor poetice. Pe lângă aceasta, spuneam, se remarcă în mod deosebit prin gradația formelor poetice. Iată, în prima strofă avem nici mai mult, nici mai puțin de 3 sinonime ale cuvântului infinit. Veți spune, infinitul nu are sinonime, e infinit sau nu este? În matematică, da, este infinit și atât, nu se compară, nu poate fi mai infinit sau mai puțin infinit. Iată că nuanțarea poetică ne face să vedem că există și această posibilitate. Deci apare așa, nemăsuratul, nemărginirea și neantul. Deci este o gradație depărtată. În poezie, ca și în vis, totul este posibil. În strofa a doua, pentru strofa a doua din cele trei, trebuie să fie culmea. Fiind culmea, trebuie să fie mult mai dinamică. Și fiind dinamică, folosește gerunzii. Nu numai atâta, gerunzii la forma negativă. O formă destul de rară, sigur, voi poetică, dar foarte impresionantă. Ne iubind, ne sperând, ne vorbind, ne gândind. Și acestor gerunzii negative le răspunde prin paradox un substantiv pozitiv. Ne iubind, iubirea. Ne sperând, speranța. Ne vorbind, vorbirea. Ne gândind, gândirea. Este ca o dantelă, este ca un lucru foarte fin, care, iarăși spune colega mea, că nu l-a gândit în mod deosebit și nu l-a vrut, că așa a venit. Cuvintele au cerut imperios să iasă, să fie exprimate și așternute de hârtie, iar ea nu a avut altceva de făcut decât să le facă pe plac. Iar în ultima strofă, lucrurile se calmează, se trage concluzia și se spune că vom auzi neauzitul, vom afla neștiutul și vom vedea din nou începutul. Este o poezie care în câteva strofe concentrează atâta filozofie și atâta frumusețe poetică, încât mărturisesc că mi-a fost rar dat să văd și o felicit încă o dată și sper să ne mai invite la astfel de evenimente. Sigur, o să vă mai invit. Aici, când se afirmă negândind să fii gândirea sau neiubind să fii iubirea, nu trebuie să se înțeleagă faptul că nu ar trebui să iubim, ci dimpotrivă, trebuie să ne identificăm cu iubirea, adică să nu iubim limitat, adică să nu avem în vedere să urmărim un scop în momentul în care zicem noi că iubim. Însă a ne apropia de iubirea aceea tot cuprinzătoare este un proces destul de complicat și pe care noi îl facem un timp fără să ne dăm seama de asta, după care vine un moment în care începem să facem conștient, să încercăm să ne identificăm cu iubirea. Asta poate să fie, deși nu trebuie să urmărești scopul, poate să fie o țintă care, noi spunem aici, la infinit în matematică, dar infinitul poate să fie mult mai aproape de noi decât credem. Acum aș vrea să îi invit să vorbească. Vreți dumneavoastră sau doamne? În ce ordine doriți?
Da, poftiți. Da, este vorba de Simona Grația Dima, poetă, membru al Uniunii Scriitorilor și al PEN, cum a fost, cum s-a și anunțat aici. O să o rugăm să spună câteva cuvinte despre poezia care o găsește în acest volum, după care, sigur, vom vedea, se va mai și citi în diferite limbi și o să vedem cum ne organizăm în așa fel încât să se citească în câteva limbi care să creeze această senzație de varietate în spectacolul lumii, care este o aparență de diversitate. S-a vorbit despre simplitatea acestui poem și despre adâncimea sa filozofică și totodată despre faptul că este un poem închinat iubirii, dar așa cum spune, cum mărturisește judicios poeta, este vorba de o iubire pentru infinit. Și aș spune că este foarte frumos că a dedicat acest poem memoriei soțului său, fiindcă cred că această unire dintre două spirite atât de asemănătoare a fost un miracol și cred că ar trebui să... Eu m-am gândit mereu la acest lucru citind. Faptul că doi matematicieni și totodată doi trăitori în spiritualitate și în filozofie s-au putut uni în viață, au putut să împărtășească un destin comun, este un miracol și probabil este miracolul legat atât de armonios și de filozofie și de poezie. Și tocmai de aceea volumul și, bineînțeles, poemul de la care s-a pornit nu sunt un act de sentimentalism facil, ci este vorba de o ștachetă foarte înaltă a gândirii și a sentimentului, fiindcă acest poem ar putea fi totodată închinat cunoașterii în general, iubirii în general, tuturor acelor elemente sugerate în strofele despre care s-a vorbit. Deci nu este o iubire pământeană, ci este vorba de sentimentul care, fiind și pământean, dar mai mult decât atât, i-a unit pe doi foarte discreți, dar foarte obstinați căutători spirituali care au știut împreună să depășească, aș îndrăzni să spun, imediatul, contingența și să tindă mereu spre metafizic, spre transcendental. Ori acest lucru aș spune că este foarte rar, este extraordinar de rar și merită cu atât mai mult lăudat și tocmai că cei care cunosc, cei care intuiesc, care au gândit asupra acestor probleme, înțeleg, lucrurile sunt atât de concentrat spuse în versuri, nu are nici rost să le decriptez, pentru că printre rânduri se simte această stare înălțătoare de conștiință care face ca depășirea condiției umane să coexiste cu existența și să se audă încă un cuvânt aici printre noi, dar care se înalță și frizează nemărginitul. De aceea se exprimă în cuvinte, ceea ce de fapt tinde spre necuvânt și se vorbește despre în cuvinte despre nemăsurat, despre nemărginire, nu? Ceea ce nu poate fi numit, despre acel neant care însă nu este un neant vid, ci este un neant plin de sens, plin de iubire, plin de speranță, de vorbire și de gândire, cu toate acestea nenăscute, neexprimate, în starea cea mai puternică, în starea lor latentă, și tocmai de aceea poezia devine astfel un ochi spre nevăzut, în care, privind, putem afla neștiutul, putem afla întregul potențial al omului și al conștiinței și totodată acest infinit s-ar defini și ca un etern reînceput, pentru că acest infinit are în sine potențele regenerării eterne și al ființării eterne. Deci, într-adevăr, în trei strofe, fiecare de primele două de cinci versuri și următorul la fel, dar un pic mai scurt, deci 15 versuri, într-adevăr, se închide o filozofie deosebită și
totuși inspirată de acest, la origine, și de sentimentul omenesc sublim care i-a unit pe cei doi protagoniști invizibili, dar pe poetă și pe tovarășul său de viață, mare matematician, un eminent deschizător de drumuri în matematică, având contribuții pe plan mondial recunoscute, un spirit foarte înalt și cugetător și în același timp un om foarte spiritualizat. Și acest lucru, cum am spus, miracolul acesta al existenței, cred eu, trăiește în mod armonios, atât prin poezie cât și prin viață, prin aspirație, prin gândire. Este ca un fel de mărturie de credință a poetei în iubire și în marile idealuri ale spiritului și cu siguranță trăim acum un moment cu totul deosebit, un moment de mare inspirație și de cultură adevărată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc din inimă. Nu e vorba de microfon, e vorba de mine. E vorba de mine pentru că a atins un punct foarte fin pe care eu fără să vreau încerca să ridic ca să nu mă emoționez atât de puternic, pentru că a vorbit foarte frumos despre soțul meu, care de fapt a avut ideea de a publica aceste cărți multilingve, de aceea i-am dedicat-o lui. Ar fi împlinit 80 de ani de la naștere, am constatat că erau 80 de limbi în care se exprima acest poem și m-am gândit că este cel mai potrivit să îl dedic lui. Aș vrea să invit pe domnișoara Dușița Ristin de la Universitatea din București, Catedra de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, care vă va spune câteva cuvinte și vă dăm cuvântul. Da. Mulțumesc! Eu aș vrea să mă opresc asupra câtorva merite ale acestei cărți ce trebuie neapărat subliniat. Este vorba, în primul rând, despre o coerență a poetei Elena Liliana Popescu, o angajare de a duce mai departe un proiect editorial pe care l-a început în anul 2009, când apărea prima ediție a acestei cărți, o traducere a poemului Dacă în 41 de limbi străine. Astăzi, în 2017, avem o apariție editorială, o parte, un volum care cuprinde 79 de traduceri ale acestui poem. Este un efort al poetei Liliana Popescu și în același timp este foarte semnificativ dacă ne gândim la această solidaritate intelectuală a traducătorilor cu poeta Elena Liliana Popescu. Este un lucru exemplar și care merită să fie sărbătorit în sine. Prin aceste traduceri, în aceste volume multilingve, poarta poeziei Elenei Liliana Popescu este mereu deschisă dinspre spațiul literaturii române, spre celelalte zone ale literaturii universale. Avem aici un proces de interacțiune, de comunicare și de cunoaștere a celorlalți, a celorlalți care se află în imediata noastră vecinătate sau în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. De asemenea, chiar dacă o să repet ceea ce au spus antevorbitorii mei, dacă ne uităm la descrierea acestei cărți, vedem că după pagina de titlu, această carte este dedicată marelui matematician și profesor Nicolae Popescu,
Este vorba despre un model cultural pentru toți aceia care i-au fost discipoli sau măcar au învățat câte ceva din cărțile sale și care ne-a oferit tuturor un mod de a ne găsi locul și un exemplu, da, pentru ceea ce înseamnă identitatea noastră intelectuală. În ceea ce privește poemul Dacă, o să spun că această poezie stă sub semnul reflecției. Este una dintre caracteristicile creației poetice ale Elenei Liliana Popescu. Această atitudine reflexivă pornește chiar din titlul acestei poezii. Este vorba despre această conjuncție subordonatoare, condițională, dacă, da? Unde în acest poem dobândește și calități temporale, are rolul de a despărți și de a uni în același timp trei momente. Acum, vreodată și acest început care poate să coincidă în același timp și cu trecutul, cu acel început de la original. Da, sunt două lume, o lume imediată, o lume a noastră de acum și o lume ce poate să fie sau ce a fost, ce a fost cândva. Printre alte elemente în ceea ce privește traducerile din acest poem, așa cum am spus, sunt colaboratori și poeți, da? Poeți în mare parte, poeți în mare parte, da? Care au reușit și s-au străduit să răspundă solicitărilor doamnei Elena Liliana Popescu în acest fel. Și acest lucru, așa cum am mai subliniat, da? Este dovedește, da, această responsabilitate și o exemplaritate, da, în ceea ce privește felul în care noi ne raportăm la literatură și la creația poetică, la poezie, la ceea ce trebuie să reprezinte aceasta în cotidian, în viața noastră de zi cu zi. Eu vă mulțumesc, ați vorbit foarte frumos aici și trebuie să recunosc filologia întotdeauna. Oamenii care sunt specialiști pot să vorbească altfel despre poezie. Poezia știm că vorbește de la sine, dacă e poezie, dar este foarte important ca să poată să o descrie și să pună în evidență anumite caracteristici persoanele avizate. Aș vrea să invit acum pe domnul Joan Linas, care poate să spună câteva cuvinte despre această poezie, după care, treptat, o să începem să trecem la partea a doua, și anume de lectură. Poate începe chiar Tățu, după aceea. Da, poftiți! Bună seara! Aș vrea să o felicit întâi pe autoarea aici de față pentru această energie, energia depusă în răspândirea operei ei și acest efort pe care l-a depus în a găsi atâția colaboratori pentru a duce poezia din limba română în cât mai multe limbi, în 79 de limbi. Eu am tradus partea, mă rog, în limba catalană, limba mea maternă, și printre valorile acestei cărți, cred că una dintre ele este faptul că se află aici mai multe limbi, reprezentate mai multe limbi, care nu sunt limbi de mare circulație internațională. Și nu cred că asta ar fi ultimul scop al poeziei, cum ar veni, ci din potrivă. În toate aceste limbi, cred că dau dovadă faptul că, în ciuda aparențelor, că dacă ne uităm pe copertă, ne-am putea gândi ce scrie aici, ce ciudat sunt ăștia, când, de fapt, în fond, cu o singură poezie se dovedește că, până la urmă, toți suntem oameni.
În rest, eu nu intru în categoria poeților care au tradus poezie. Dar aveți simțul poetic care vă permite să traduceți poezii. Vă mulțumesc. Am simțit asta din ceea ce mi-au mai spus și alte persoane care cunoșteau limba, da? Și așa cum simt și eu, că fără să cunoști o limbă, poți să simți dacă acolo ritmul, ceva, o simți aici. Cum am auzit odată o astfel de afirmație, când cineva vrea să audă cum sună o poezie într-o anumită limbă pe care nu o înțelegea. Și atunci am spus, da, ați înțeles? Și a spus, nu, dar am simțit-o. Și mi-a arătat acest loc. Da. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte generoase. Deci, într-adevăr, traducerea poeziei este mai, nu mai dificil, nu mai grea, ci din potriva mai interesantă. Am mai vorbit cu dânsa și nu e atât de lineară ca atunci când este cazul de proză, de un roman, de exemplu. Pentru că în poezie sunt, pe lângă chestiunile formale, rima, metrul, accentul, mai sunt și chestiuni legate de imagini din text, din text, care cumva în alte limbi poate trebuie reconstruite altfel sau chiar schimbate pentru a ajunge la cititor. Și dacă adăugăm la acest fapt, faptul de a menține rima și așa mai departe, atunci se întâmplă că o poezie, atunci când cineva, eu, prietenul meu, când le spun, am tradus o poezie sau câteva poezie, am zis, fac așa, bai, 10 minute, atât. Dimpotrivă, cu o singură poezie, un om poate să stea zile întregi. Dacă face, într-adevăr, cu suflet, ca să găsească care este forma cea mai potrivită în limba în care traduce. Spre deosebire de o poezie pe care o scrii, dacă ai șansa să poți să o scrii într-un moment în care poezia vine ea însăși la tine, atunci nu mai trebuie să mai schimbi nimic. Dar spre deosebire de scrierea unei poezii, traducerea unei poezii, poate să se realizeze într-un proces îndelungat în care să se rafineze traducerea pas cu pas și meditând asupra ei să poți să o schimbi, apropiindu-o din ce în ce mai mult de poema originală. Așa că nu este ușor. Și, mă rog, din partea mea, aș vrea să remarc încă o dată energia pe care a depus autoarea în răspândirea acestor imagini din poezia Dacă. Și încă o dată aș vrea să subliniez faptul că mi se pare extraordinar de frumos că se află această poezie în atâtea limbi. Pentru că este un gest foarte frumos. Fiecare, chiar nici limba română nu este o limbă de mare circulație. Deci noi oricum vedem din acest punct toată situația. Pe de altă parte, fiecare limbă are cultura, reprezintă o cultură și trebuie să dăm aceeași atenție fiecare limbi. Așa consider. Și ar trebui să fie, da. Da, puteți să și începem partea a doua, în sensul că dacă puteți să citiți dumneavoastră, puteți să citeți în spaniolă și în catalană, după care o să o invităm pe... Veniți, doamna Osa Applepuis să citească în limba suedeză și pe urmă rapid de ceilalți în funcție de poftiți. În spaniola, traducerea a făcut-o domnul Joaquin Garrigós, care este un recunoscut traducător din română în limba spaniolă, ce a fost și directorul Institutului Cervantes de Aesca București. Și titlul este Si se pudiera. Si se pudiera alguna vez, medir lo ilimitado y, atravesando la nada, no ser lo uno ni lo otro, si se pudiera alguna vez ser amor sin amar, ser esperanza sin esperar, ser palabra sin hablar, ser pensamiento sin pensar, si se pudiera alguna vez escuchar lo inaudible, mirar lo invisible y aprender lo ignorado, ¿habría un nuevo comienzo? Și acum o să o citesc în limba mea catalană. Titlul, Dacă, sí. Si mai es pogués mesurar l'immensurable, copsar l'inabastable, restar tot creuant del no-res, no ser un ni tampoc l'altre. Si mai es pogués no amar i ser d'amor, no conhortar i ser conhort, no parlar i ser mot, no pensar i ser raó. Si mai es pogués sentir l'inaudible, observar l'invisible i esbrinar l'impossible, al principi tornaríem... Vă mulțumesc! Da. De fapt, o invitasem pe doamna înainte, da, și după care... Da, poftiți, că am apucat, sigur, să spun. Și mai ales că dumneavoastră nu ați vorbit până acum. Microfonul, da. Da. Trebuie să remarc faptul că printre cei care citesc poeziile sunt câțiva
traducători și traducători. A și spus domnul John Linas în limba catalană și a citit în spaniolă. Aici este traducătoarea în limba suedeză, care îi mulțumesc din suflet că a venit aici și știu că i-a fost greu să ajungă pentru că avea multe probleme. Da, vă mulțumesc. Om. Om någon gång du kunde mäta det omätbara, fånga det ändlösa, vilande färdas genom intet, som varken någon eller ingen. Om någon gång kärleken var utan sin kärlek, hoppet utan sitt hopp, talandet utan sin röst, tänkandet utan sin tanke. Om någon gång du kunde höra det ohörbara, se in i det osebara, veta det ovissa, skulle börja på nytt. Då mulțumesc de mult. Poftiți. Se va citi acum, puteți să spuneți de fiecare dată limba și traducătorul. Da, ce frumos sună această limba suedeză. Foarte frumos sună. E atât de melodioasă. Are o candoare, are ceva așa care te... Da, e foarte frumos. Eu am mai auzit-o recitând și știu că e foarte frumos, foarte muzicală. Are ceva specific, așa, o amprentă care ți se... Eu am să vă citesc în câteva limbi exotice, să zicem, deci sunt tot din Uniunea Europeană, dar sunt mai puțin obișnuite pentru auzul dumneavoastră, și anume limbile slave. Eu asta am făcut, facultatea de limbi slave, sunt slavistă de formație. Deci, în primul rând, în limba cehă, o versiune semnată de Hanna Hermanova, care a fost un timp lector de limba cehă la Universitatea din București și poetesă în același timp și când reață și multe altele. Hippie. Hippian, nu poezia. În limba cehă, poezia se intitulează Pokut. Pokut bi se dalo jednou, snad smiržit nesmiržitelné, snad pokut je bez hranic, snad přejít bez nutí přes nicodu, snad nebyt jedním ani druhým, pokud by se dalo jednou, nemiluje sám se stát láskou, nedoufaje sám stát se nádějí, nehovor se sám stát řečí, nemysle stát se myšlenkou, pokud by se dalo jednou snad slyšet neslyšené, snad neviděné, snad pojmout nepoznané, začalo by všechno zase znova. Da, vrem. Sună foarte bine și în polonă. Deși traducătorul în polonă este poet, de asemenea. Vă voi citi și versiunea în polonă, care nu a fost realizată direct din română, ci printr-o confruntare cu engleza, rusa, germana și slovaca. O metodă foarte bună, pentru că dacă iese după toate aceste limbi, nu se poate să nu iasă limbi. Exact, da. Și mai ales că este foarte meticulos acest om și serios. Iar aceste traduceri sunt mai greu de realizat, pentru că toate aceste limbi au accent obligatoriu. Ceha pe prima silabă, polona pe penultima silabă. Deci impune anumite dificultăți din partea traducătorului. Если было бы можливо смежить непомерное, огарнуть неограниченное, и пшеникаюнцы в ницость, не быть там, а не тамтым, если было бы можливо без кохания быть милостью, в надеи быть надеею, без слова бендонц мовом быть, не размышляюнц зач мышлом, если было бы можливо услышать то, что неслышальное, spostrzec to, co niewidzialne i poznać to, co niewiadome, czy nastałby nowy początek. Sfârșit, ultima versiune slavă cu care vă gândesc urechile în seara aceasta. Mai este sârbă. Pardon, da, slovaca e înainte. Da, adică da, înainte, nu contează. Nu contează. Este tradus de colega noastră Dagmar Maria Anoca, care este slovacă din România, membra a Uniunii Scriitorilor și a Uniunii Slovacilor. Ea însăși poetesă. Așa se spune dacă în slovacă. Ak by sa také dalo zmerať, čo je bezrozmerné, pojať, čo je bezhraničné, prejsť ničotou nepohnuté, nebyť jednou, nebyť druhé,
ak by se také dalo, nemilujúc byť ľubosťou, nedúfajúc byť nádejou, nehovoriac byť však rečou, bez myslenia byť myšlenkou, ak by se takedy dalo počuť, co je nečutelné, pozerať cez nevidené, dozvedieť sa nepoznané, začiatok by nastal zase. Aș vrea să o invit pe domnișoara Anca Slătescu să citească în limba franceză și latină. Sau, da? În franceză. În franceză, bun. O ai la îndemână aici? Așa, bun. Trebuie să-l ții mai aproape. Versiunea franceză este făcută de doamna Estelle Variu și este direct din limba română. E un traducător profesionist, un simț poetic deosebit, dar nu este poet. Titlul este S'il était possible. S'il était possible, un beau jour, de mesurer l'incommensurable, de prendre dans tes bras l'infini, de rester figé en parcourant le néant, de n'être ni l'un ni l'autre. S'il était possible un beau jour d'être l'amour sans aimer, d'être l'espérance sans espérer, d'être la parole sans parler, d'être la pensée sans penser. S'il était possible un beau jour d'entendre ce que l'on n'entend pas, de regarder dans ce que l'on ne voit pas et d'apprendre ce dont l'on ne sait rien, en reviendrait donc à nouveau au commencement. Mulțumesc, foarte frumos. În limba sârbă și în limba engleză. Nu știu în ce ordine doriți. În ce aveți, cum le aveți notat. În engleză, da, pentru că era, totuși sunt niște limbi importante în ce sens? Pentru că anumite traduceri nu s-au putut face direct din română și atunci traducerea în engleză, în spaniolă, în franceză, în germană au servit, au fost un punct de pornire pentru traducere și bineînțeles comparând și cu altele, cum ați și văzut, da, poftiți. În limba engleză, traducerea este semnată de cunoscutul poet și traducător Adrian Sârplea. If you could ever measure the immeasurable, take in the boundlessness and walking across nothingness, be neither one nor the other. If you could ever be love without loving, be hope without hoping, be speech without speaking, be thought without thinking. If you could ever hear the unheard, look into the unseen and learn the unknown, would there be a new beginning? Mergem la limba sârbă, traducere făcută de un poet, din păcate nu mai este printre noi, traducător și poet, un om totul deosebit și care a tradus nu doar această poezie, a tradus un întreg volum și s-a publicat chiar foarte repede după varianta în limbă bilingvă română-engleză, în 2001. Draga Mirianici. Cred că am pronunțat bine. Da. Cada biseica da moglo ismerlivo. Obupati ti beskrajnost, se deci da pređeš nigninu, da budeš ni ovo, ni ono. Kada bi se ikada moglo, ne voleći da budeš ljubav, ne nadajući se da budeš nada, ne govoreći se da budeš govor, ne misleći da budeš misao. Kada bi se ikada moglo da čuješ nečujno, da gledaš nevidljivo, da saznaš neznano, ponovo bi usledio početak. Mulțumesc. În limba rusă, va citi domnul Sorin Lucaci. Hai să vedem dacă ne mai face figuri microfonul. Ia uite ce bine s-aude. Poate cunoaște mai bine. Если бы ты смог когда-нибудь измерить неизмеримое, проникнуть безграничность, проходя через ничто,
будучи ни тем, ни другим. Если бы ты смог любить, не любя, надеяться без надежды, говорить, не говоря, мыслить, не мысля, если бы ты мог слышать, не слыша, видеть, не видя, изучать неизвестное, было бы это новым началом. Traducerea în limba rusă este făcută de un poet care trăiește în Statele Unite ale Americii și a folosit o serie de traduceri din engleză și alte. Aș vrea să vă citesc poezia în limba română pentru că nu a fost citită de mine, a fost citită la început. Dacă s-ar putea vreodată să măsori nemăsuratul, să cuprinzi nemărginirea, să stai străbătând neantul, să fii niciunul, nici altul. Dacă s-ar putea vreodată, neiubind, să fii iubirea, nesperând, să fii speranța, nevorbind, să fii vorbirea, negândind, să fii gândirea. Dacă s-ar putea vreodată să auzi neauzitul, să privești în nevăzut și să afli neștiutul, ar urma iar începutul. Vă mulțumesc! Aș vrea să vă spun, deși ceea ce vă voi spune acum iar o să mă aduc în situația ca să fiu foarte emoționată, pentru că cel care a fost sufletul acestei edituri, mi-e foarte greu să vorbesc la trecut, Aurelian Scrima, cu care am avut o colaborare pe parcursul a 10 de ani, care a construit această editură care continuă, așa cum și soțul meu a lăsat o operă și a construit ceva care continuă, un seminar științific care poartă numele, în fine, aici o editură care poartă numele. Aș vrea ca această întâlnirea noastră, sub semnul poeziei, pe care o iubea atât de mult și unul și altul dintre cei pe care i-am numit adineauri, aș vrea să le dedicăm lor această lansare. Vă mulțumesc!